Este deci Chiri, cerere privind înlocuirea măsurii preventive înaintată de către inculpatul Rims. Aia cu mine o să spun. Până știu ea ce... în care domnul Rims a indicat. Potrivit articolului 21 de acolo, că o nouă cerere de înlocuire măsurii preventive poate fi depusă dacă au apărut temeri pentru aceasta. Până în decembrie 2020, eu n-am fost la curent că toate probele și dovezile ce demonstrează faptul fabricării dosarului dat sunt prezente în volumul 1 și 2. Partea acuzării știa foarte bine despre ce simplu adevăr și chiar a vorbit pe în public pe marginea acestui subiect. Spre exemplu, procurorul Vlad Buzic, fiecare de contribuie, a susținut pentru ZDG la 2 februarie 2012, scrise deci, sunt toate persoane prezent, scrise deci 4 cereri grupatului Rinț din 15 februarie cu privire la locurile măsurii preventive. Deci, prelucesc mai departe. Că nici măcar nu a fost reținut în 2009, așa cum anunța generalul, da? Generalul Botnăr. Sunt a fost agent sub acoperire. Fiindu-l a fost inițial reținut și au fost făcute chiar acțiuni procesuale penale. Ulterior a devenit agent sub acoperire și martor. Procurorul Buzic a menționat și nu cunoaște TUC 63, a mințit și nu cunoaște TUC 63 în atușatul din KPP, care interzice expres interogarea în calitate de martor a bănuitului, a mințit și Gheorghe Copzac, procurorul care a transmis cauza penală judecată susținând pentru SDG că afirmațiile mele, precum că dosarul este fabricat de regimul comunist, politic, nu au niciun suport probatoriu. Procurorii au mințit, dar peste 40 de așa, numiți apărători au făcut că dosarul conține următoarele bombe în ghilimele, ce demonstrează, ce demolează din temelie. 1. Proces verbal de audiere a bănuitului, 2. Mandat de arestare, ordonanță, depun sub mine proces verbal de audiere. Deci, continuă Rimski, arestatul 13 iulie 2009, Fiodorov este audiat ca bănuit pe 14 iulie 2009, ora 14, apoi este dus la judecătorie de instrucție Ion Bustuioc, care îi aplică arest la domiciliu din 13 iulie 2009 până la 23 iulie 2009. În aceeași zi, 14 iulie 2009, bănuitul care nu recunoaște vinovăție vine la mine acasă, pe strada studentului, 10/2, cu dolari falși, marca Cosmo și începe salvarea economiei naționale de invazia produselor poligrafice, semi-banknote, abandonate timp de 9 luni la vila lui Panciuc. Fiodorov, efectiv, așa numite achiziții de control, nu avea statut de investigator sub acoperire, ci de bănuit. Cauza penală nici nu merită să fie transmisă în judecată, pentru că toate copiile au fost obținute cu încălcări grave a legislației și nu au nicio valoare juridică. În declarația Lovin, prin sentință din 30 ianuarie 2012, a acceptat parțial ideea provocării și i-a expus din învinire 4 epizoade cu participarea lui Fiodorov, deoarece lipsește fapta prejudiciabilă, cât și urmările prejudiciabile. Însă instanța nici nu a menționat și nu s-a expus asupra faptului prejudicat în alte 5 epizoade provocate de Fiodorov. Potrivit sentinței, arestul preventiv a plecat în prința mea, se menține până la intrarea sentinței vigoare. Însă, conform articolului 4.1, executarea sentinței este suspendată din motiv declararea apelului pe 20 februarie 2020. Cu atât mai mult, potrivit articolului 26 de aflat din cod din Constituția Republicii și modul arestul preventiv nu poate dura mai mult de 21, în timp ce eu sunt în arest 43 de luni, în bază de 25 de aflat din Constituția Republicii și cu bob, că pot să solicit liberarea mea sub controlul judiciar.
și indică anexe. Ce? Rimski. Susțineți cererea dumneavoastră? Da, susțin. Luați-o. Avocatul lui Rimski, domnul Ilie Copil Rotar. Susțineți cererea dumneavoastră? Cere domnul Rimski și că dacă aș vrea să adaug, numai că înainte de a anunța deliberare în baza acestei cereri, aș vrea să mai înaintez două demersuri mici care vor influența asupra examinării acestei demers. E legat pe acest demers? Da, e legat pe acest demers. La cele la comunitate prin cancelar, eu oricum o să fac. Poftim înainte. Da, poftim. Dacă e legat pe acest demers, da, poftim. Noi am primit răspunsul de la CEDO, am primit răspunsul agentului guvernamental în care dumnealui declară că, în acest că a trimis la CEDO informații cum că în Republica Moldova au mai fost intentat 50 de dosare penale privind fabricarea valutei false care are acele semne cu cea din care se examinează în dosarul prezent. Și de ce eu anexez cererea mea ca dumneavoastră, onorată instanță, să obligați agentul guvernamental sau procurorul să ne prezinte dovezile despre acest 50 de dosare penale. Eu, iată, vă anexez cererea, această cerere anexez, iată, tradus, deoarece agentul guvernamental a trimis în limba franceză. La Strasburg, declarațiile sale, eu nu le-am tradus aceste declarații, dar anexez și originalul acestor declarații, care în limba franceză, pe care a făcut agentul guvernamental și ceea ce am primit de la CEDO. Și rog să fie anexat aceste cererea mea la dosar. Dați-i o copie procurorului. Da, făcând cererea mea în copie și procurorul referitor ce... Și dat-o cererii. Da, cerere. Ca să fie toți colegii. Cerere. Recent, agentul guvernamental al Republicii Moldova a comunicat Curții Europene Drepturilor Omului că în Moldova au fost intentate peste 50 dosare penale privind fabricarea și comercializarea valutei false cu semne analogice cu cele ce constituie obiect de examinare în cauza penală intentată de Rimski și colegilor numărul 1A-639-12. Însă, în dosarul penal sus numit, instanțele de judecată care l-au examinat nu au constatat asemenea fapte. În legătură cu aceasta, în legătură cu această situație, eu cer ca Curtea de Apel Chișinău să oblige agentul guvernamental, ori procuratura, să prezinte dovezi despre existența a 50 de dosare penale despre fabricarea și punerea în circulație a valutei false în Moldova în anii 2007-2008, ori în alți ani. 15.02, deci am scris-o vineri, 2013, eurotar avocat, semnătura și copia comunicării agentului guvernamental pentru CEDO se anexează. Dacă domnul procuror nu cunoaște, comunicare, eu sunt gata să iomânez și comunicare în copii. Și onorată instanță, ultimul, deci rugăminte, demers, ca totuși noi să știm, avem astăzi în ședințe valuta falsă, fabricat sau nu. Deoarece onorată instanță, de această problemă depinde soarta acestor oameni. Și eu cer numai eliberarea domnului Rimski cu sub arest, deoarece ei sunt deținuți toți 4 ani de zile aici. Și dosarul acesta, eu o să dovedesc, este fabricat fiecare document din acest dosar. Mulțumesc. Domnul inculpatul Rimski, înaintat de demers, cu privire la înlocuirea măsurii ferente. Domnul Ilie Rotar scrie. Domnul Ilie Rotar l-a susținut. Adăugător, domnul Ilie Rotar înaintează încă cererii prin care dumnealui socoate că această cerere are o strânsă legătură cu cererile lui Rimski, referitor la înlocuirea măsurii preventive. Anexând la această cerere răspunsul agentul guvernator și altă document în care ies că, pe cazul dat, au fost trimise documente la CER.
Prin urmare, colegiul penal, acum, hotărăște întrebare cu privire la... înlocuire, măsuri preventive a lui Rimski. Cât privește cererea de anexare și răspuns guvernul comunitar și așa mai departe, deci colegiul se va expune după ce va hotărâi întrebarea cu privire la înlocuirea măsurii preventive cu Rimski. Așa. Inculpație. Vă rog, vă ridicați. Susțineți dumneavoastră cererile lui Rimski referitor la înlocuirea măsurii preventive. Este cineva de inculpați care nu susține? Nu. Vă mulțumesc, tot spun. Scrieți. Domnule avocat, vă rog, începeți de la... Vă numiți ca să fixăm acolo și... Рукат Вадей Дан, интересен Луи Гринберг. Но это инстанция, я с детей шпалили, финка, но и держан из Аминат, где 7 дня черели, за импакта Луи Дону Ротару. Ши конформ лечи, я много тимел, кали, сервешки, Avocat Mădva Livoan, în arată instanță de asemenea respingere cererilor, putem la cele conflict. Întoarcem la cererea domnului Ilie Rotarov. Domnul Rimski, ridicați. Susține cererea domnului avocatul dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc. Ceilalți inculpați, toți vă ridicați. Referitor la cererea domnului Ilie Rotarov prin anexarea acestei cereri la materialele dosarului. Părere? Așa. Deci, vă numiți domnul, ne protiv domnul? На усмотрение суда. Ваше имя? Журавлёв. Журавлёв. По причере. По матери. Ну, есть ли проблема? Шичинный патрик? Балакин. Балакин. Да. А, Чейлац? Нужен дембр. Чейлац? На усмотрение суда. На усмотрение. А, Шицац? Ничего не предлагаю, думал. В этой инстанции процедировать я не могу. Чели была через столичный пробимой, так, мы говорим, проверя коллегу и кунша формал первого пыза для парали. Сусцин. Сусцин. Лафиалов на родной инстанции. Тот, кто лежит, Сусцин? Да. Вам на дело? Кем? Thank you.
doamna procuror. Da, doamna procuror. O clipă. Mai să încălcăm. Doamna procuror, trebuie să ne ajutați. Da, mă uitați vreo 90 dosare, așa că... Continuăm încheierea procurorului. Încheierea procurorului. Solicit să fie respins. Ascultând părerea tuturor părți, colegi, până la decenie. Respinge, cere, dat fiind că noi suntem la sfârșitul examenului cauză. Doamna procuror, poftiți, vă rog, acum ne întoarcem la cererea domnului avocat Elie Rotaru. Nu s-o prezentat. Iar că numai ce-am sunat, ei încă nu știu care trebuie să vină să aduce. Așa. Liniște, liniște sală, vă rog. Și el nu știe, domnul. Liniște, liniște sală, vă rog. Eu am primit acte de reacționare. Am trimis de două scrisori în adresa lor. Am telefonat și eu spus că azi prezent la adresă. Astăzi avea de situație de ești prezentată. Noi am să intervenim la scris la comisar, la ministru. Da, este răspuns așa. Dacă vă conduc și... Nu dau voie la nimeni. Liniște în sală, vă rog, toți se supun președintul ședinței. Stați, vă rog. Da. Doamna procuror, nu a prezentat probabile. Dolare falș, SUA, ca corpuri de lege. Motivând că care este motivarea? Noi am făcut interpelare să fie prezentată, nu sunt îndeplinite. Două interpelări, iată eu vă reprezint două interpelări făcute. Domnul Sergiu Cocioră, comisar general Poliției Municipale. Noi, să rog, nu pot vorbi, dar pe noi, doamna procuror, ea s-o ocupă despre este, așa că, cui mândri și așa, că doamna procuror să se va decide. Stimați colegi, cauza este numită pentru data de 25 februarie, ori 6, toți din dumneavoastră ați semnat. Haide mai găsim încă o dată. Vă rog, deschideți toate agendele. Deschideți toate agendele, vă rog. Stimați colegi, liniște. Data de 18 martie, orele 15. Oare să știi nimeni dintr-o dată? Sunt toți liberi. Nu mai este oricum. Mai este oricum și mare ocupat domnul Ghid. Dar mai de vreme. Срок скоро закончится, в конституционе. Кончается срок уже у нас. Ну, părinteți, pentru că domnul are dreptate la când ne observați, este vorba că noi avem sute și sute de dosare. Dar ia cam ușcă, începem că a căutat o firestruie undeva, de înclinăm. Nu, aia este balachii care au dus în clieric, el nu are recidiv. El e clienatul întâi condamnat.